dragi mei prunci, astăzi suntem îmbrăcați de război și o să avem un război cu sticlele astăzi, pentru că vom merge la un smash room. Așa că astăzi vom merge împreună cu sora mea să ne descărcăm la smash room și vrem să vedem ce se va întâmpla. Iar cum azi casa, am lasă la mama asta ca să fiu acolo rebelă și ceea gen. Something. Oh, yes, let's go! Gen, bă, chiar merge bine și fie tu să chine mișto. În special pantalonii mei, ia! Ah! Da, așa că noi acum o să ne pregătim, o să-mi dau totuși masca jos, ca să nu suspectez oamenii de pe stradă, ceea gen, bă, dar ce cu nebuna asta o să ne jefuiască, ce se va întâmpla cu ea? Și mă merge spre sora mea, pentru că mai întâi trebuie să mergem la ea la birou ca să ajungem la mașina ei. Și de acolo o să mergem împreună la smash room și o să vă arătăm exact ce se va întâmpla. Așa că să mergem! Deci am ajuns la Andreea, am luat-o de la birou. Andreea, ce părere ai de această experiență la smash room? Ești pregătită? Nu neapărat, dar cred că am nevoie. Oh, da, amândouă. De am și luat-o pentru că știm exact prin ce am trecut amândouă. În ultimele luni. Oh, da, în special în ultimele luni. Bun, și acum o să mergem spre mașină și după direct la smash room să vedem exact cum o să ne îmbrăcăm. Ea în primul rând, până ea trebuie să se ducă acasă, să schimbe, când ea a zis, hai să mă duc la smash room, balerin. Păi vin, să te duci la smash room, balerin. Andreea s-a dus acum acasă ca să schimbe papucii și a zis că vrea să schimbe și pantaloni, dar mă rog. Și acum m-am uitat puțin la locație, ne trebuie să mergem la Smashville, unde, dacă vă uitați pe Maps, nici măcar nu se găsește, ești cumva în interiorul unui casino și trebuie să văd, trebuie să ajungem acolo și foarte curioasă să vedem ce e de fapt acolo, pentru că n-am mai fost niciodată și nici nu cunosc persoane care să fie dus acolo, m-am uitat doar la niște poze și niște videoclipuri, dar vă găsi! Ia să vedem papucii. Oie, altceva, gata, s-a schimbat domnița. Bine, trebuie să ne urcăm. Pune pe acolo. Ha? Intră? Intră. Ia, arată spatele. Yeah, look at that. Look at that, girl. Arată super mișto. Momentan, doar ne îmbrăcăm asta, cred că e de poze. Și imediat mă îmbrac și eu. Și intrăm. Bun, acum o să ne punem papucii special pentru ca să ne rănim. Aici o să avem măscuțele noastre și aici o să fie mănușile. Andreea vine acasă. Oh, look at this girl! Oh. Abia aștept să te văd cum dai!
Adică să nu dăm în butoi? Într-adevăr, au fost și câteva reguli în camera respectivă, printre care să nu dăm în butoi. Butoiul era pus doar de decor, ceea ce ne-a făcut pe mine și pe Andreea să ne fie foarte inconfortabil să dăm în sticle cu forță, pentru că poziția era foarte nasoală, având vedere că noi suntem înalte. Eu am 1,77 și sora mea are 1,82, iar sticlele trebuiau să fie lovite cu o rangă, ele fiind puse direct pe jos. Da? Nu, ce-am făcut? Cred că asta e și bine, nu? Cred că s-a terminat. S-a închis lumina. Cum ar fi să fie distrus ceva din greșeală? Cred că era un punct acolo. Alo? E cineva? Nu trebuia să se oprească lumina, ca să înțelegeți, s-a întâmplat ceva de... am stins noi lumina. Prezint de asemenea și faptul că m-am umflat aici, da? M-am învinețit că Miss Moace a zis, hai să mă duc frumos. Dau eu ultima oară cu ranga cât mai bine și am dat cu ranga direct în picior, adică chiar am dat foarte bine. Acum mergem spre casă și o să trebuiască să ne dăm toate cioburile jos, pentru că și tu ai pățit să simți cioburi în costum, chiar dacă... Nu sunt cioburi care să te deranjeze sau să-ți facă rău. Erau ciobureții care cădeau... Nu era din vina lor, că n-am știut noi să folosim corespunzător. Da. Camera. Fix asta e problema. Adică echipamentul era foarte bun. Ai văzut doar că... spre exemplu, eu m-am mai uitat la câteva smash-rumuri din străinătate și dădeau efectiv o pungă și aia era, dar aici ați văzut, era costumație destul de... era costumație perfectă pentru... În primul rând aveai bucate de șantier care au talpă de fier ca să nu ți intre absolut nimic în pantofi, prin talpă sau prin pantof. Da, ceea ce... asta este super, adică poți să calci pe toate cioburile de acolo și pe toate orătăniile și fierătăniile pe care le-ai distrus tu sau alții înainte ta. Și legat de costum? Ai văzut că eram așa? Legat de costum, am murit de cald, este tot de bună când am putut să respir. Da. Deci, dacă vreți, mergeți și voi să vă descărcați, sincer, puteți să vă duceți la Smashville. Aveți cască, aveți mănuși, aveți mască de protecție, aveți absolut totul la îndemână și super bine explicat. Doar nervii trebuie să vă pregătiți. Acum nopții știi că nu-s loc, nu cred în zodii decât dacă vorbim cu scop, dar dacă timpul stă pe loc. Nu cred în zodii, decât dacă vorbim cu scop.